Păi să știi că mie îmi plăcea foarte mult ce scrie după aia. Și e să aduni oameni din el care să scrie imnuri noi. Păi, ideea mi-a venit când eram în Muzeul Reina Sofia la Madrid, când am văzut un film care se cheamă Canciones para después de una guerra, cântece de după război, și a lui Martin Patiu, și cum îl cheamă. Și e un film foarte interesant, care mi-a plăcut foarte mult. Care e format mai din cântece, e făcut în anii 70, la sfârșitul anilor 70, în ultima perioadă, dar în ultima perioadă a lui Franco. Și e făcut numai din cântece și filmul prezintă cum se cheamă. Filmele au fost infestate de propagandă fascistă, dar cum au existat și cântecele, nu știu ce am zis, filmele. Deci da. Cântecele au fost infestate de propaganda fascistă, dar cum au existat și cântece care erau pentru populație, pentru cetățeni, puncte de rezistență de împotriva dominației. Și m-am gândit la cum se mai poate compune astăzi un cântec care să adune oamenii împreună, cumva. Și m-am gândit apoi și la, sigur că erau foarte puternici, așa, știi cum sunau cântecele, adică erau într-adevăr foarte mobilizatoare, îți venea să te duci, așa, și simțeai că într-adevăr sunt niște cântece care cumva unesc oamenii, formează în jurul lor o comunitate. Și m-am gândit, desigur, la, mă rog, de la cântecele de propagandă, de când eram mici, așa, și cum trebuia să le cântăm, în fine. Înainte de asta am început un video pe care nu l-am terminat despre noi în anul 2000, dar nu l-am terminat, așa? Și acum mă gândeam, și după aia m-am gândit la piața universității, la cum au fost făcute cântecele alea și din perioadă și, în fine, da. Și cum acum nu mai, și atunci m-am gândit la de ce, și mi-a venit în minte imnul, care este un spațiu, deci îl văd ca un spațiu, sigur, politic, dar public și toate felurile, care poate fi asumat. Mm-hmm. Care trebuie cumva asumat, adică momentan este lăsat acolo. Nu în derizoriu, nu-i vorba de asta, dar e ceva care este un spațiu neutru într-un fel pentru noi și nu are niciun sens. Și tu ce senzație ai avut? Că tu le-ai auzit deja, da. Le-ai văzut pe toate scrise. Ce senzație ai avut? Cum funcționează ele acum? Cum funcționează imnurile astea cu noi? Funcționează într-un mod diferit decât imnurile pe care le știm? Da, sigur că da. Pentru că sunt niște... Adică ideea mea era să știi să... Cum poți să găsești libertate într-un spațiu atât de politicizat și atât de închistat și atât de... Poți să-ți zic retrograd, dar foarte convențional, da, cum e imnul. Și despre care nici măcar nu vorbim. Adică, na, e... În fine. Eu vreau să fac un proiect să iau străzi din astea, strada Independenței, de exemplu. Da. Și să o pun, că strada Independenței cred că este o strada Libertății în fiecare oraș în Europa și nu mai cred.
nicăieri. Da. Și ce să filmezi, de fapt, să faci câte două orașe și să le pui invers, să acoperi clădirile cu clădirile din, nu știu, București, cu Strada Libertății din Paris sau din, nu știu. Da, 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 da. Dar cum să le acoperi? Să le acoperi, să le pui pe fațadă, dar nu pe toată fațadă, da, da, pe da, da, parte. Ah, chiar afară, da? Asta vreau să fac. Nu, inițial era asta cu Strada Libertății, după aia mă gândeam să fac cu orașele astea. Știi că e o stradă București în Paris. Ah, nu știu. Și e o stație de autobuz, de fapt. După aia e și o stradă, dar foarte mică. Și Strada Paris în București și să le pui eu, I guess you gotta go out there actually.